curente a lovit mai multe județe din țară. Natura s-a dezlănțuit și a lăsat prăpăd în urmă, case distruse, acoperișuri smulse, copaci doborâți la pământ și zeci de gospodării inundate. O furtună de jumătate de oră a făcut prăpăd în Târgoviște. Acoperișurile de pe mai multe blocuri au fost pur și simplu smulse de vântul puternic. De unde a picat acoperișul? Nu știu. Pe cred că de aici. Nu, asta nu, canalul. Cred că de la 27 a picat acolo. A făcut foarte bine. E făcut bine, nu? Da, meseriaș. Da. Mai mulți copaci din oraș au fost puși la pământ. Trebuie de mult, iată. Sunt foarte periculos. A trebuit mare noroc, a picat chiar lângă mașină. Mă închin la Dumnezeu, Doamne ajută. Furtuna puternică a produs pagube însemnate și în mai multe localități din Bistrița Năsăud. Grindina și vântul au măturat totul în cale. S-a auzat de departe, venind așa o vuie, și a început să vie gheață. Gheață foarte rară, dar mare și colțuroasă. Recoltele, cum vedeți, sunt praf. Câte case sunt afectate? Aveți o statistică? Eu cred că peste 20 de case sunt afectate în comună. Domnești a fost cea mai afectată localitate din județ. O, Doamne, ferească Dumnezeu, sunt întunecat, a fost gheață, furtună mare. Tot, nu mai avem nimic. Nimic absolut nu mai avem. O familie cu doi copii a rămas sub cerul liber după ce furtuna a smuls acoperișul și a dărâmat un perete. Am văzut ca pe o coloană de hârtie cum a luat tot vântul și pa. Ce v-a mai rămas întreg? Uitați! Încă nu a fost terminat, dar n-are două săptămâni de când e mutat. Nu mai pun prumuturi, eu făcut, că nu, eu un copil necăjuit. Mai multe acoperișuri din localitate au fost distruse, un stâlp electric s-a prăbușit peste o casă, iar crucea de pe tur la biserică a căzut. O la vântul pe sus, tăt. Că a venit acoperișul și mi-a țipat și mie schela, mi-a tras folia aia de pe casă. Au căzut jos, pur și simplu, că l-au luat dintr-o dată și l-au trântit jos. Ce ați crezut când ați văzut? Sfârșitul lumii. Natura s-a dezlănțuit și în județul Neamț. A plouat torențial și zeci de gospodării au fost inundate. Am primit foarte multe apeluri pentru scoaterea apei din curțile cetățenilor. Probleme au fost și în Piatra Neamț. Am terminat de două zile renovarea bucătăriei și vede că va proaspăt, da? Mobilă nouă, tot, uitați-vă ce mi-a... De două săptămâni muncesc la bucătăria asta, uitați-vă în ce hal mi-a dus-o. La fiecare ploaie mai puternică, oamenii se plâng că li se inundă gospodăriile din cauza rețelei de canalizare.